un tânăr din Valea Jiului a reușit să înregistreze o performanță extrem de greu de atins și de un alpinist profesionist. Adrian Arhițulesei, de meserie optometrist, a escaladat la începutul acestui an cel mai înalt vârf de munte din ambele Americi, ce măsoară 6.962 de metri înălțime. Are alpinismul în sânge, moștenit de la tatăl său. Îi aflăm povestea în continuare. Expedițiile montane sunt fără doar și poate un refugiu de relaxare și anduranță, altfel spus, un test pe care fiecare ar trebui să-l încerce măcar o dată în viață. Drept e, nu sunt făcute pentru toată lumea, însă atunci când ajungi să cucerești un vârf de munte, fie el și mai mic, îți dorești parcă să ajungi și mai departe. La fel s-a întâmplat și cu Adrian Arhițulesei, un tânăr din Petroșani, care de câțiva ani a prins gustul alpinismului la cel mai înalt nivel. Transmisă prin sânge de la tatăl său, ce l-a călit pe crestele Palângului, dragostea de munte și înălțime l-au dus pe Adrian tocmai pe cel mai înalt vârf de munte din ambele Americi. Am fost într-o expediție, este vorba despre Aconcagua, care este cel mai înalt vârf din ambele Americi și totodată cel mai înalt vârf din afara Asiei, fiind situat în America de Sud, la granița dintre Argentina și Chile. A fost o idee așa nebună, pe moment mi-a venit. M-am hotărât aproximativ cu o lună înainte de începerea expediției. Deci undeva prin noiembrie m-am hotărât, iar efectiv în expediție am plecat în 28 decembrie 2017. Exact, revelionul l-am făcut la altitudine. Expediția a fost una dintre cele mai dificile prin care Adrian a trecut, însă satisfacția pe care o ai atunci când te vezi în vârful muntelui merită orice sacrificiu, spune el. Ineditul situației vine și din prisma faptului că tânărul alpinist nu avea experiența escaladării munților înalți, însă chiar și așa a reușit. Cât de grea e o astfel de ascensiune? Foarte grea, foarte grea. Mai ales că eu nu aveam experiența munților înalți. Cel mai înalt vârf realizat de mine până în momentul respectiv a fost Mont Blancu, care are 4810 metri altitudine, iar Aconcagua este cu totul altceva, pentru că efectiv am dormit 7 nopți în cor de altitudine, la altitudine peste 4300 de metri. Chiar dacă alpinismul cu optometrismul, ceea ce are Adrian la bază ca meserie, nu au nimic în comun, tânărul reușește să facă față cu brio ambelor ipostaze în care viața îl pune. Eu înainte de meseria asta, eu acum sunt optometrist, înainte am practicat fotbal, deci am fost sportiv și mai nou, să zic așa, de aproximativ 2 ani de zile, a început să-mi placă foarte mult alpinismul, să zic așa, și trekking-ul. De altitudine. Următoarele expediții în care Adrian și-a propus să plece sunt cel puțin la fel de grele ca cea din care tocmai s-a întors. Am un gând deja măreț, mi-am propus să fac cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent, Seven Summit, dar asta depinde, trebuie să fiu în primul rând sănătos și să găsesc și niște sponsori, pentru că toate expedițiile sunt cam costisitoare. Adrian Arhițulesei este modelul de tânăr demn de urmat și totodată dovada vie a faptului că atunci când faci ceva cu pasiune, ajungi la performanță.